ONU zi de proteste pentru salariații Raan, însă cu o speranță că se va găsi o soluție pentru ei. După protestul de amploare pe care l-a organizat ieri în fața Palatului Administrativ din Turnul Severin, alături de colegii de la Mina Husnicioara și de cei ai Poștei, din nou angajații regiei au ieșit în stradă. Față de zilele precedente, oamenii au primit promisiunea că li se va răspunde la solicitări. În acest sens a stabilit o întâlnire programată pentru sâmbătă. Este a 13-a zi de protest astăzi, vom continua protestul. Suntem invitați la niște discuții, dar probabil mâine la ora 11, la prefectură. Deocamdată am avut discuții doar cu domnul Sârbulescu, care vrea să vadă exact problemele care le vom ridica, ca să poată să le pună pe tapet, să aibă o idee de ce dorim noi. La întâlnire sunt așteptați să participe pe lângă prefectul județului și parlamentarii de Mehedinți, cărora li se va solicita implicarea activă în problematica Raan. Până în acest moment și-au anunțat prezența doar senatorul PNL Marius Bălu și deputatul ALDE Viorel Palașcă. Mâine am solicitat să avem o întâlnire cu parlamentarii de Mehedinți. Sper să vină. Acum nu știu dacă la domnul Sârbulescu și-au anunțat vreunul intenția pentru a veni mâine la discuție, dar noi sperăm totuși să vină. Considerăm că vom purta o discuție civilizată și la subiect și să găsim soluții împreună. Totodată, prefectul de Mehedinți a fost zilele acestea la București, s-a întors cu un răspuns pentru dumneavoastră? Păi probabil tot mâine la întâlnire va veni și va discuta despre problema aceasta și, bineînțeles, și parlamentarii care vor veni vor auzi și vor putea să sprijine soluțiile pe care le-am propus noi. Alături de salariații de la Romac Prod vor fi din nou și reprezentanți ai Minei Husnicioara și cei ai Poștei Române, oameni ce au ieșit la rândul lor ieri în stradă pentru a striga revendicările. Întâlnirea este programată pentru data de 15 octombrie cu începere de la ora 11 la prefectură.